spectacol pe cerul capitalei de mai bine de 2 ore a început cel mai așteptat eveniment aviatic al anului. Este vorba despre Biaz 2023. Sunt sute de aeronave, sunt sute de piloți și parașutiști care vor face astăzi, dacă vreți, un adevărat regal acolo pe aeroportul Băneasa. Și vă propun pentru câteva momente să ne întoarcem acolo. Corina Matlinski și Radu Tiliță sunt prezenți la acest eveniment și ne aduc informații, dar și imagini excepționale. Bine v-am regăsit, aveți și un invitat surpriză, văd. Bine te-am regăsit, Maria. Încă de dimineață v-am promis vouă, celor de acasă, telespectatorilor noștri, că vom avea numeroase surprize de aici, de pe aeroportul Băneasa, și a venit momentul să vi le prezentăm. Da, așa este, Radu. În urmă cu scurt timp aici au zburat două avioane F-16 și vă spuneam că sunt cumva vedetele acestui Biaz 2023, pentru că sunt avioanele de luptă ale forțelor aeriene române și mai ales că România a achiziționat deja 32 de astfel de aeronave de la norvegieni pentru alte două escadrile de luptă la noi în țară. Primele astfel de avioane ar trebui să ajungă anul viitor și cu cine să vorbim cel mai bine despre aceste avioane F-16, dacă nu, Radu, cu un pilot de F-16. Este invitatul nostru special de astăzi, domnul Octavian Palferenț. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vorbești practic cu noi. Ce vedem astăzi în ceea ce privește F-16 aici la Biaz 2023? Bună ziua și bine ați venit la Biaz 2023, în primul rând, din partea atât a forțelor aeriene române, cât și a escadrilei 53 vânătoare pe care o reprezint. Pentru ediția de anul acesta, escadrila 53, prin colegii mei, au pregătit două momente tactice. O să avem o evoluție de zi în scurt timp și o să avem și o evoluție de noapte în care vom lansa contramăsurile termice atât de spectaculoase publicului. Octavian, e clar că după astfel de evenimente sunt numeroși tineri care se gândesc dacă să intre în aviație, dacă să aleagă această meserie. Spune-mi tu pentru ce ai ales-o și ce ai descoperit după ce ai devenit pilot de F-16. A fost totul a început cu un vis copilăresc, să-i spunem așa, pe care cumva din încăpățânare am continuat să-l sedimentez și să-l construiesc bucățică cu bucățică. Bineînțeles că odată ce ajungi să descoperi din ce în ce mai mult tainele zborului, remarci volumul extraordinar de muncă și atitudinea serioasă de care trebuie să dai dovadă, dar dacă îndeplinești cu succes acești doi parametri, este o meserie care îți oferă foarte multe satisfacții și foarte multă bucurie. Gravian, este clar că tinerii sunt foarte încântați în momentul în care văd aceste avioane de mare viteză. Este dificil să fii pilot pe F-16 și de obicei le văd când vorbim despre misiuni în ceea ce privește apărarea antiaeriană, misiuni în tandem cu alte forțe din statul NATO, din Alianța Nord-Atlantică, și vreau să te întreb cum reacționează oamenii totuși, pentru că sunt puține ocazii în care pot să fie aproape de un avion F-16. Aveți unul aici la expoziție. Cum sunt copiii, mai ales? Sunt foarte încântați, pentru că, ca și mine de altfel, abia așteptam să fiu în preajma unui avion și cu atât mai mult să reușesc să ating diverse butoane sau suprafața avionului, doar pentru încântarea de moment că am reușit să fiu aproape de un asemenea aparat. Suntem primiți foarte bine, atât la demonstrații aeriene, cât și suntem văzuți foarte bine de către partenerii cu care executăm misiuni de pregătire sau, în anumite situații, misiuni reale. Piloții de F-16 o să-i urmăriți în scurt timp la Antena 3 CNN, Radu, pentru că urmează demonstrația forțelor aeriene române cu piloții de F-16 aici la aeroportul Băneasa.